Hei, Dos Poieiden aici. Am fost plecat câteva zile la țară și asta înseamnă, bineînțeles, questing. Când vine vorba de hardware retro, podurile din Voila sunt mai pline decât târgurile de vechituri. Într-un pod din Voila am găsit un SNES, care acum e la Cioli, și bineînțeles multe alte componente pe care le puteți vedea într-o postare de pe pagina Facebook Dos Poieiden. Tot quest-ul a început cu căutarea unei carcase, așa că am apelat la bunul meu prieten Dan, aka Captain Ciucaș, să mă ajute să găsesc o carcasă pentru un nou proiect, un nou build. Voiam să fac asta pentru canal. Am găsit o carcasă, din păcate, irecuperabilă, a stat foarte mult prin podul casei, era ruginită, nu, proiectul de restaurare ar fi durat prea mult și n-avea rost, deși era o carcasă interesantă și mi-ar fi plăcut să vă arăt. Însă în carcasa respectivă se afla, culmea, placa mea de bază din 2010, o Gigabyte. Cum a ajuns acolo? Ei bine, știți că v-am spus în video-ul trecut, o să vă las un link mai sus, că noi schimbam componente dacă cineva își făcea un upgrade, dădea piesa veche mai departe la cineva care nu avea și tot așa. Și făceam rotația asta în continuu de componente între noi și atunci era cool. Așa că în momentul în care eu mi-am schimbat placa de bază, cred că atunci când am început să scriu la Level, când m-am angajat la Level, dar oricum prin perioada aia, undeva prin 2012 era asta, placa mea din 2010 a ajuns la fratele lui Dan în sistemul lui și el făcea ce făceam și eu până atunci cu placa respectivă, juca World of Warcraft. Pe placa aia s-a jucat foarte mult World of Warcraft și din cauza asta are o însemnătate nostalgică pentru mine, fiindcă perioada asta WoW e extrem de importantă în anii respectivi, cel puțin, și a rămas așa cumva lipită de mine. Nu știu de ce nu încep să joc din nou, că tot vorbesc despre WoW, există clasicul acum și aș putea băga niște World of Warcraft. Anyway, placa de bază era plină de scârmâz, două degete de praf și de pământ pe ea, dar așa din curiozitate am luat-o, am început să o curăț, am suflat-o puțin, am șters-o cu o perie și am văzut că arată bine, arăta ok. Dacă vă uitați din nou la poza aia de pe Facebook, o să vedeți la ce mă refer. Arăta funcțională, nu e nimic umflat pe ea, nu pare să aibă vreo fisură, nimic nu se mișcă, totul se află exact acolo unde ar trebui să se afle și atunci a zis... cred că aș putea să fac ceva cu placa asta. Și dintr-o vorbă într-alta am ajuns la un alt tovarăș de acolo din Voila, de la mine, de la țară, și în cercurile de World of Warcraft este cunoscut drept Elunes, dar numele lui e Adrian. Și am zis, hei Adi, tu mai ai cumva Rami ăia pe care aveam eu în placa asta? Pentru că Rami au ajuns la el tot așa prin niște schimburi, upgrade-uri, la la la. Și zice, bă, da, cred că i-am. E vorba de un kit de memorii DDR2, fiindcă placa asta de bază funcționează cu procesoare AM2 Plus și AM3. AM3 e backwards compatible cu AM2 Plus, dar numai memorii DDR2. Iar eu la un moment dat am avut un kit Kingston defect, am luat răcirile alea pasive de pe ei și am pus pe alte plăcuțe RAM. Habar nu mai am ce cantitate au, nu mai știu nimic dacă sunt funcționale sau nu. Și de fapt ăsta e tot șpilul acestui video, care o să fie alcătuit din mai multe părți, de fapt, acest quest împărțit în mai multe episoade, fiindcă habar nu am exact dacă placa de bază mai funcționează, dacă RAM-i funcționează, habar n-am nimic. Cu procesorul a fost destul de simplu, pentru că în placa asta de bază era înfipt un Sempron, ori eu n-aveam un Sempron atunci, nu ăla e procesorul meu, eu aveam un Athlon X2-7550 și îl mai am încă, l-am scos din stoc, am scos Sempronul și l-am înlocuit cu AMD-ul ăsta Athlon. Când vine vorba de grafică, de GPU, iarăși stau foarte bine, fiindcă placa mea grafică de atunci a supraviețuit și ea. E vorba de un Radeon HD 4670 de la HIS, habar n-am cum se citește exact. Placa asta a înlocuit la un moment dat 8800 GT-ul meu care s-a ars la buget, pentru că n-am putut să cumpăr ceva mai bun decât 8800 GT-ul atunci, așa că am luat placa asta și am folosit-o. Pe placa asta de bază, cu memoriile RAM și cu procesorul Athlon. Mai lipsea din ecuație placa de sunet și căutând prin cutii am găsit-o și pe aia, Audigy Sound Blaster SE7.1. A fost în mai multe build-uri, în mai multe sisteme, e perfect funcțională și aia. Cred că pe vechiul canal a mai apărut prin niște clipuri video. Oricum, am scos-o de la naftalină, am curățat-o puțin și... cred că o să o folosesc în proiectul ăsta, pentru că ce vreau este să refac computerul ăla
orbește. Să nu știu dacă o să funcționeze ceva, să asamblez piesele pe parcurs, să apăs butonul power și să văd dacă butează, dacă merge, dacă totul e în regulă. V-am zis, așa la prima vedere par funcționale, dar nu sunt sigur dacă sunt într-adevăr încă funcționale. Sunt totuși 14 ani de atunci și au stat prin poduri. Au stat în poduri, n-au stat în cutii, n-au stat păstrate bine, au stat în poduri cu pipi de șobolan și de pisică pe ele și ce al dracului s-o mai fi pișat pe ele acolo. Dar tat și le-am luat la curățat astăzi cu Q-tips din alea, cu tamponașele alea rotunde de vată cu care își dă rozii pe față, nu știu cum se numesc, dar le-am folosit cu spirit, am curățat la mână tot frumos, am suflat cu aer comprimat, am luat placa de bază prima dată și am curățat-o așa minuțios, n-a ieșit pe cât de bine aș fi vrut eu să iasă, dar o să mai insist acolo și nu sunt mulțumit încă, trebuie neapărat să mai insist. Cert e că am reușit să dau stratul ăla de pământ de două degete jos, în care puteai pune lejer răsaduri de morcov și ceapă. Placa video n-a avut nevoie de prea multă curățenie. RAM, în schimb, da, i-am luat și pe aia tot așa frumos la alcool și am șters răcirile alea pasive. Era doar praf pe ei, asta e toată chestia. Ca backup la memoriile RAM, apropo, am mai găsit și un kit de 1 giga de memorii Gale, Golden Emperor International Limited, I shit you not, asta înseamnă Gale, eu credeam că vine de la Gale din germană, nu vine de acolo, și na, i-am luat și pe aia, nu i-am avut în sistem atunci, dar am zis, hei, dacă memoriile alea, care nu știu ce sunt și pe care am pus răcirile de Kingston, nu o să funcționeze, atunci cu siguranță Gale-ul ăla o să meargă, doamne, cum sună numele, Gale. Și acum mai am nevoie așa, mai am nevoie de o carcasă, din păcate n-am putut să o recuperez pe cea pe care o aveam atunci, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, sigur a ajuns la gunoi între timp pe undeva aruncată. Mai am nevoie de o sursă și aici, deși aș putea, deși știu că sursa de atunci, un thermal take, există undeva într-o cutie, n-aș vrea să o folosesc pentru că, na, cu sursele, curent, flăcări, risc de incendiu, nu te joci cu astea. Și aș vrea să folosesc o sursă nouă, asta e ok, nu e niciun fel de problemă, deci carcasă, sursă, un cooler pentru CPU, fiindcă nu mai am coolerul pentru procesor, iar Athlon-ul consumă destul de mult curent și o să aibă nevoie de răcire bună. Apropo de răciri, pe placa de bază chipset-ul era foarte deteriorat, mă refer la pasta termică, era extrem de deteriorată, am dat jos radiatorul, l-am curățat bine, am înlocuit-o, n-o să vă arăt cum, că știu că mereu apar discuții legate de pasta termică și cum și cât să pui, așa că am rezolvat și problema asta cu radiatorul de pe chipset, sunt mulțumit, mă declar mulțumit, am speranțe mari că proiectul ăsta o să fie dus la capăt cu succes și că o să pot reînvia sistemul meu din 2010, un build AMD ATI, nu am un build AMD ATI în momentul de față, pe care voi rula bineînțeles Windows XP, fiindcă Windows XP aveam instalat și atunci. Și mă gândesc dacă să folosesc un hard disk sau un SSD, așa cum am pe sistemul meu principal de gaming dual boot XP Windows 7. Cred totuși că în cazul ăsta, cu Athlon-ul ăla și cu placa aia grafică, la jocurile pe care mă gândesc să le joc acolo, cred că un SSD e overkill. Nu știu dacă e nevoie de așa ceva și un hard disk standard SATA ar fi suficient și am așa ceva, asta e bine. Așa că data viitoare când voi face rost de carcasă, de cooler pentru CPU și de sursă, o să asamblez toate componentele, până acum am placa de bază, procesorul, placa de sunet și placa grafică și memoriile RAM. Asta am acum, iar data viitoare sper să am și restul componentelor, să le asamblez și să apăs pe butonul ăla și să aud dulcele sunet al ventilatoarelor învârtindu-se și să-mi apară ceva, orice, pe monitor. Pentru că știu sigur că placa grafică funcționează și placa de sunet funcționează și procesorul funcționează, n-ar trebui să fie defect, în rest n-am nici cea mai vagă idee dacă lucrurile sunt în regulă. Nici măcar nu știu exact ce cantitate de memorie RAM e acolo, clar un giga din Gale-ul ăla ce se ascunde sub radiatoarele pasive de la Kingston, HyperX, habar nu am, cu siguranță nu niște memorii HyperX. Așa că o să trebuiască să rulez niște teste de memorie, memtest, să văd dacă totul e ok pe partea aia. N-am o altă placă cu DDR2 acum să încerc, placa mea de bază daily driver e DDR3. Asta e
tot pentru astăzi. Sper ca data viitoare să găsesc toate piesele din puzzle și ce era odată separat să fie adus împreună și să funcționeze, să fie totul ok. Eu sunt Dos Boiden, vă pup pe sufletel, aveți grijă de voi, dați click pe butonul subscribe dacă vreți să vedeți cum explodează un calculator despre care nici măcar eu nu mai știu nimic. Pa, pa!